Salariații de la Dacia care doresc de bunăvoie încetarea contractului de muncă vor primi prime, dar și plata zilelor de concediu. Primele sunt până la 2 ani vechime 16.000 de lei, 40.000 de lei între 2 și 4 ani vechime. Cei cu o vechime între 4 și 8 ani pot primi 70.000 de lei și se poate ajunge până la 130.000 de lei pentru cei care au o vechime de peste 16 ani. Derularea acestui program de plecări voluntare se face la o perioadă de câțiva ani de zile. Ultima dată a fost în 2017. Este un program de voluntariat ca să stimuleze plecările voluntare din Dacia. Compania urmărește prin acest demers să crească competitivitatea în cadrul Intepric. În plus, anumitor salariați li se vor oferi și reduceri la achiziționarea unui autoturism din gama Dacia, Renault sau Nissan. Renault își dorește și obținerea unor fonduri pentru investiții în dezvoltarea mașinilor electrice. Autoritățile locale nu se tem că această decizie ar putea avea impact social asupra orașului. Venirea în sprijinul persoanelor care sunt înregistrate medical cu diferite boli profesionale, alții spun că vin în sprijinul celor care mai au câteva luni de zile până la pensie. Cred că are și partea mai puțin bună și partea bună a lucrurilor. Nu va fi afectat numai orașul Mioveni, eu zic că va fi afectat județul Argeș. Principalul este că, așa cum am văzut comunicatul, nu-i obligă, ci numai cei care doresc. Vom vedea în timp dacă are și partea bună a lucrurilor sau are și partea mai puțin bună a lucrurilor. Sumele de până la 26.000 de euro sunt încântătoare pentru cei care se află aproape de pensionare sau cei care au probleme medicale. Alții privesc cu scepticism decizia. Dar ați pleca? Până în prezent nu. Suntem banii suficienți? Mă rog, depinde, după vechime, depinde. Cine are un an se încadrează, pleacă. Noi ce să facem? Să rămânem aici. Conducerea sindicatului se așteaptă ca în urma acestei decizii să depună cerere câteva sute de oameni de la Dacia.